Bună seara, bine ne-am regăsit la raportul zilei. Ei bine, primarii care înainte de campania electorală au migrat la alte partide riscă să rămână pe din afară, riscă să rămână pe din afara primăriilor. De ce? Pentru că prefectul de Gorj deja a cerut în teritoriu situații la toate autoritățile administrației publice. Secretarii respectivelor instituții sunt obligați ca în termen de 5 zile să comunice dacă edilii lor au plecat de la partidele pe listele cărora au ajuns în funcții. În cazul în care se va constata că primarii nu au fost fideli formațiunilor care i-au și postat în scaunele călduțe, vor pierde mandatele. Nu mai este foarte mult până la alegeri și le pot redobândi, însă pe perioada între pierderea mandatului și cea de după vot, vor fi liberi de contract, adică nu vor mai putea deține funcția în cadrul primăriei. Sunt în această situație, până în momentul de față, din ceea ce se cunoaște, 5 primari. O să vedem imediat despre cine este vorba, însă înainte de acestea aș vrea să îi salut pe invitații la raportul zilei. Domnul Gheorghe Neață este candidat din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu pentru un post de consilier județean. Bună seara! Bună seara, bună seara noastră și telespectatorilor noastră. Colegul meu, Nicu Covaciu, jurnalist, și îl așteptăm pe domnul Eftimie Popescu, dumnealui trebuie să ajungă în câteva minute, candidat din partea PRM. Bună seara și ție, Nicu. Sunt mai mulți primari care au plecat înainte de campania electorală, au plecat exact atunci când se depuneau listele. Nu le-a fost bine în partidele în care se aflau sau au considerat că este mai bine să plece. Nu știm de ce, numai ei știu și cei cu care au negociat, pentru că tot timpul discuțiile din culise vor rămâne acolo. Foarte puțin din ceea ce s-a discutat ajunge și la opinia publică prin intermediul presei. Vreau să vedem un material și dacă îl au pregătiți colegii mei, materialul numărul 1 cu primarii care au migrat, îi rog să-l și ruleze. Instituția prefectului a trimis astăzi adrese către toate cele 70 de primării din Gorj, prin care a înștiințat pe secretarii instituțiilor respective să comunice în cel mult 5 zile dacă primarii în funcție au părăsit înainte de finalul mandatului partidul cu care au câștigat alegerile. Ia așteptăm ca secretarii unităților administrativ-teritoriale să facă un referat, să ne aducă la cunoștință dacă primarul localității își încetează mandatul. De asemenea, așteptăm de la secretari și documente pe care dânșii să le ia de la birourile electorale de circumscripție, care să facă dovada că primarul ales pe listele unei formațiuni politice candidează la alegerile din 2012 pe listele altei formațiuni politice. Primarii cărora le sunt amenințate scaunele sunt pedeliștii care au schimbat macazul spre USL. Dorin Filip de la Rovinar, Ion Gruescu de la Negomir, Mihai Calotă de la Urdari, Florinel Țuilă de la Cătunele și Constantin Ruxanda Drăghiș de la Săulești. După ce documentele emise de secretarii primăriilor în cauză vor ajunge la Serviciul Legalitate din cadrul prefecturii Gorj, se va trece imediat la suspendarea primarilor aflați în această situație. Dacă se va da ordin de suspendare, de încetarea mandatului în baza referatului primarului, se vor urma pașii prevăzuți de lege, se va întruni Consiliul Local, care va stabili fie ca viceprimarul localității respective să se ocupe funcția de primar, fie să aleagă pe altcineva din rândul consilierilor. În situația de a fi suspendat se află și primarii care au trecut la alt partid decât cel cu care au câștigat fotoliul de edil și după începerea campaniei electorale. Da, legea nu este de partea primarilor în astfel de situații. Legea interzice ca un primar în funcție să plece de la o formațiune la alta în timpul exercitării mandatului, mandat pe care l-a câștigat pe listele unei formațiuni, a unui partid politic. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Neață,
Ce ar trebui să facă primarii în cauză? Pentru că noi cunoaștem vreo 5-6 primari. Este posibil să fie și alții în județ, dar despre a căror plecare să nu se fi aflat, să nu fi ajuns la urechile jurnaliștilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi fost normal ca ei să-și dea și demisiile din funcțiile pe care le ocupă, respectiv de primari? Sau e corect să rămână acolo, că poate totuși se trece cu vederea? Deci, având în vedere faptul că eu de regulă nu sunt un om al acuzațiilor și nu știu la niciunul din care a fost cauza adevărată a plecării, dar din punct de vedere moral nu se poate admite așa ceva. Așa ceva nu se poate admite, mai ales că nu ai voie să părăsești barca atunci când ea este în derivă. Pentru că barca lor este în derivă, au sărit dintr-o barcă în altă barcă. Deci asta este acuzația pe care o aduc din punct de vedere moral, deci neștiind fundamentul cauzei care i-a determinat să plece. Nici nu cred că i-a determinat ceva anume, pentru că pe câțiva îi știu și în partidul respectiv sau de la partidul respectiv au avut toată susținerea în timpul mandatului, da? Și atunci, repet, din punct de vedere moral, nu ai voie să faci așa ceva. Mai departe, eu nu spun ce trebuie să facă domnii primari. Eu aș vrea să le amintesc alegătorilor dumnealor ce trebuie să facă, da? Dumnealor vor fi dumnealor, știu ce trebuie să facă. Exact. Știu ce trebuie adică să facă, însă dumnealor ar trebui să decidă ce trebuie să facă. Noi discutăm situația acelor primari pentru care, iată, în aceste zile se fac niște anchete. Nu trebuie să vă răspund eu, că vă răspunde Zicala, unde-i lege, nu-i tocmeală. Și la legea 215 scrie exact ce trebuie să facă un ales atunci când părăsește partidul. Scurt, demisia din partid, este clar, și pierderea mandatului respectiv. Așa și spune 215. Demisia din partid atrage după sine și pierderea mandatului, din păcate. Obligatoriu, dar iată spune că acești oameni au rămas totuși în funcții și sunt oameni pe la diverse partide mai politice. Mai departe vă spun, nu e treaba mea, e treaba legii și treaba organelor în drept să facă acest lucru. Eu vă spun ca și cetățean, ceea ce cred eu că Că ar fi trebuit să se întâmple. Discuția comportă două aspecte, domnule Neață, și anume faptul că au plecat acești primari, ce au făcut și ce au realizat acum va decide electoratul. Exact. Cadența se apropie, după aș repezi. Exact. Dar trebuie să ne gândim că acești primari n-au plecat în momentul în care partidul era un sfert pe cai mari. Au plecat când moțiunea a demis guvernul. Ei ce și-au zis? La nici 48 de ore deja aveau bătute palma cu formațiunile care să-i primească și printr-o minune, între ghilimele minune, au mers doar la formațiunea care a preluat guvernarea. Deci este foarte clar ce au avut în gând domnii primari în cauză. Deși când au fost contactați la vremea respectivă, în urmă cu aproape 200 mâini, le-au spus nouă că numai pentru bine comunității au făcut. Și cetățenii trebuie să înțeleagă, și unii dintre ei ne-au spus că cetățenii le-au cerut această trecere bruscă. Cetățenii nu au fost întrebați pentru că eu nu știu să se fie organizat alegerea anticipată undeva sau o consultare în țara publică, asta. Da. Și legea interzice organizarea de alegeri, organizarea de orice formă de scrutin cu 6 luni înainte de alegerile care sunt deja stabilite. Că nu și-au făcut bine calculele pentru că ei au sperat că trecând la partidul care a preluat frâiele puterii în frunte cu Victor Ponta,
Azone se va trece cu vederea, acum noi suntem în USL și ne vom menține mandatele fără prea mare gălăgie, nu se va ști prevederea legii. Nu are cum să nu se știe, pentru că oamenii ăștia deja au apărut public la formațiunile care i-au adoptat ulterior. Mă referam la faptul că după ce au nu se va ști, este agitația asta electorală, nu s-a mai gândit nimeni la prevederea legii 215 din contencios, ne vom ocupa de în forță de alegeri, vom depune liste și nu va mai avea nimeni timp de noi, așa între ghilimele să așa au gândit domnii primari. Uite că socotarea de acasă nu se prea potrivește nici cu socotarea de la prefectură în cazul acesta și astăzi instituția prefectului a transmis în teritoriu ca în termen de 5 zile secretarii instituțiilor în cauză să trimită referate în care să prezinte situația din punct de vedere politic a celor care au câștigat alegerile în urmă cu 4 ani și care acum au fost în frunte, dar au schimbat macazul în privința partidului la care s-au alăturat pentru încă o încercare de mandat. După mai mult decât atât, trebuie spus că secretarii trebuie să ia legătura cu biroul electoral de circumscripție și să trimită și negru pe alb situația în copie Xerox a candidaturilor, din partea cui sunt și cum au fost și când au fost depuse. După ce vor ajunge aceste situații la prefectură, instituția prefectului va lua în consecință măsura suspendării care este cea care nu poate fi ocolită sub nicio formă. Care este impusă de lege, de legea 283. Acum să vedem 2004. Că va mai apărea o altă problemă. Alegerile bat la ușă. Nu mai sunt nici 21 de zile calendaristice. Exact. Nu se pot organiza alegeri anticipate. În schimb, trebuie ales un continuator al activității la primărie din rândul viceprimarului sau al consiliului. Fie viceprimarul preia atribuțiile, fie este ales un problema e că vor apărea și aici o serie de confruntări, dispute. De dispute, vor fi nemulțumiri și mai mult ca sigur că cel care va avea suferit va fi cetățeanul care, după cum știm, aleargă la prefectură pentru în special în zonele din afara municipiului, aleargă la prefectură, la primărie pentru a-și rezolva problemele imediate. Vom vedea acum cine va continua. O să vedem ce se va întâmpla în cazul celor 5-6 primari. Vom vedea dacă vor fi și alții. Trebuie spus că la Rovinar e o situație specială, că și viceprimarul a migrat spre un alt partid. Exact. Deci va fi o decapitare a conducerii primăriei. Legea prevede că unul dintre consilieri poate să fie numit în interimat pe funcția de primar până la organizarea de alegeri, așa că la Rovinar cu siguranță nu se va rămâne fără primar, fără conducere. Eu aș vrea să atenționez și faptul că și partea primitoare are o mică vină morală, partea primitoare, da? Că n-a primit așa partidul oricum și n-a acceptat exact, primarii. N-a primit așa oricum și n-a primit pe oricine. Propriu. Și de asta insist pe faptul că rămâne decizia la electorat. Să decidă dumnealor. Vă spun așa ca un mic secret, la momentul în care Frunze Verde a plecat de la partid și a fost acel tam-tam, nu m-am putut gândi la altceva decât că ar fi cea mai mare demonstrație de forța poporului aceea ca Frunză Verde și toți primarii lui din Cara Severin să nu mai câștige niciunul alegerile. Aia ar fi adevărata conștientizare a poporului. Este, pentru mine, este evident acest lucru. Asta se va vedea după alegeri. Exact, de asta spun eu. Eu dau toată puterea electoratului pentru că o are acum. Să o folosească.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, spuneți că o vină o au și cei care au acceptat ca persoane ce ocupă funcții de primari să vină la ei acum în preajma campaniei electorale. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar fi trebuit să facă partidele respective? Să refuze? Puteau să refuze, sigur că da. Dar puteau să refuze în multe, asta, în multe din cazuri propunerile au venit chiar din partea partidelor care ulterior au și reușit să aducă primarii la ei în partid. De ce? Pentru că, nu. Deci, pentru că acele persoane erau considerate persoane cu mari șanse la câștigarea încă unui mandat. Asta spun reprezentanții partidelor care au și luat, care au și adoptat primari de la alte formațiuni. Repet ce am spus la început. Nu sunt un om al acuzelor și nu acuz. Ceea ce se întâmplă acum s-a întâmplat de când e democrația în România, adică după 90 încoace, s-a întâmplat mereu. S-a întâmplat cu toate partidele la fel. De-aia eu am îmbrăcat o altă idee, da? Deci nu putem nici pe ăia, nici pe ăia. Este clar că este la fel. Să nu spun lozinca noastră cu, deci, cu mizeria. Deci, consulele Caragiale, eu de la 48 în cameră, da. N-are rost toate să... partidele... De-aia n-are rost să acuzăm pe unii sau pe alții. Nu, de ce să acuzăm? Nu, se întâmplă în bucătăria noastră. Așa o văd eu. În bucătăria, nu a noastră, în bucătăria nu, politică, a noastră, a României, nu, este clar. Nu. Din păcate... Cum s-a întâmplat mai la Gorj? Aceste migrări debusolează electoratul, pentru că un om apare astăzi ca reprezentant al unui partid, îi îndeamnă pe oameni să voteze partidul respectiv, apare mâine ca reprezentant al altei formațiuni, îi îndeamnă să meargă cu el. Bine, dar de regulă omul din comunitate îl cunoaște. Sau electoratul din comunitatea respectivă îl cunoaște. Dacă merită să-i dea în continuare girul, îl dă, dacă nu merită, să nu-i mai dea. Ce să mai... De ce să-l debusoleze? Că credeți că vor ține oamenii cont de aceste... Păi sperăm. De aceste... Sperăm de acești pași pe sperăm care din suflet să țină cont. Depinde ce cu balanța unde înclină. Spre oamenii să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă și că sunt oameni mai puțin serioși și nu merg pe o idee, nu merg pe un alt interes sau cealaltă parte și atunci balanța se va înclina. Noi sperăm că oamenii vor decide în interesul lor ca edilii care vor fi aleși, toți aleșii locali să lucreze pentru ei, să facă și pentru ei ceva. Din nefericire, oamenii, din câte vedem noi, sunt foarte dezamăgiți, debusolați și nici nu mai știu cine le-ar putea realiza lor interesul după 21 de ani de democrație. Păi vedeți că și campania a apărut această variantă cu Partidul Poporului, este altceva decât a fost până acum, să o aleagă pe asta și... Păi spuneți-mi dumneavoastră, că sunteți la o dezbatere electorală, cum va purtea PPDD-ul lui Dan Diaconescu să rezolve toate problemele din țara asta? Eu ca jurnalist, credeți-mă că sunt foarte ceva. Doamne ferește, nu este vorba de așa ceva. Nu cred că a spus nimeni de la acest partid, da? S-au înșirat, dacă știți, acele 100 de puncte, da? Vreau să vă... Spuneți-mi două, trei și eu o să le vreau să vă spun. Vreau să vă spun că acele 100 de puncte nu sunt 100 de promisiuni. Asta nu trebuie să înțeleagă bine poporul. Deci n-a spus nimeni că sunt 100 de promisiuni. Acolo sunt 100 de adevăruri. Proiecte, de programe. De constatări. De constatări, da? Adică nu spun că le va face, da? Începând cu acel care toată lumea face bășcălie de el, da? Oamenii nu l-au citit cu acei 20.000 de euro care îi va da fiecare cetățean. Sunt calculele făcute, da? Dar sunt 4-5 puncte ca să le îndeplinești. Deci nu toată lumea va lua acești 20.000 de euro, da? Deci, păi da, este o idee, dar nu știm dacă, nu s-a pus în practică undeva. Și atunci acele 100 de puncte pe care dumneavoastră le-ați amintit. Pe care le spun că sunt adevăruri, nu promisiuni. Da, sunt niște adevăruri din punctul dumneavoastră de vedere. Nu din cum sunt ele prezentate oamenilor? Pentru că mulți cred că Dan Diaconescu și partidul lui ies și le fac niște promisiuni. Nu. Noi am spus în campania electorală asta, care a început de 5 zile de cât are, da?
cel puțin eu spun cu apăsare, deci nu sunt promisiuni, sunt adevăruri, constatări pe care încearcă să le pună în practică. Uitați, da? Eu vă întreb foarte simplu pe dumneavoastră. Da. Partidul dumneavoastră promite... Vă întrerup câteva secunde. A venit și cel de-al treilea invitat, domnul Eftemie Popescu de la PRM, candidat pentru primăria Bumbești-Jiu, și noi o să continuăm. Îi rog pe colegii mei să-l și introducă. Spuneați, domnule Neață, că acele puncte sunt de fapt niște constatări. Adevărul și intenții de pus în practică, da. Voastră sau liderii partidului, exact, da, de la, da, centru, da, le-au făcut. Ați amintit de acele sume foarte mari cu care mulți se îmbată sau pentru care mulți ar fi tentați să meargă voteze pe partidul de bord, da. De unde veți lua totuși sumele respective? Nu pentru toată populația, a spus. Pentru o parte a populației, pentru acea parte a populației care într-adevăr îndeplinește niște condiții pe care le stabilesc liderii dumneavoastră. Păi nu, sunt stabilite, nu le stabilesc. Sunt stabilite acele condiții, da? Ca electoratul să știe de la început. Și sunt pentru a obține acești bani, da? Trebuie să ai cele cinci puncte, da? Și primul este să fii membru de partid. Să fii membru de partid, da? Ca la PCR-ul. Da, ca la PCR-ul. Eu nu spun că nu știu dacă e ca la PCR-ul, dacă PCR-ul a... Păi, dar acolo erau niște condiții. Ca să iei casă trebuie să fii, ca să iei butelie trebuie să fii, deci... Nu. Se pare că... Păi stai puțin. Dar dacă toată eu nu lumea, vreau să deci, fac politică, la punctul respectiv... Dacă eu nu vreau să fac politică... Deci lua banii ultimul. Ultimul. Da. Și mai ajung și până la ultimul. Mai ajung... Păi s-ar putea să fie mai mulți, da, atunci, dar, că dacă moriști ca începe, da? Dom'le, n-a făcut nimeni proba, să ne înțelegem, nu? Că de asta vă și spun că nu sunt promisiuni. Dar credeți dumneavoastră că societatea românească, este o idee... domnule Neață, societatea românească, din punctul nostru de vedere, este pregătită să testeze pe propria piele, că a testat atâtea în ultimii piele, ani? Nu înseamnă, asta n-a însemnat că te arunci cu capul undeva. Sau te arunci de pe bloc de la etajul 10. Este vorba de niște bani care ar veni de la bugetul de stat, acela sărăcit, acela din cauza căruia foarte mulți oameni au avut de suferit pentru că li s-au tăiat din lefuri. Păi nu, se presupune, deci se presupune de la calculele făcute, dar că ar fi nu bani. Ai... Nu ai cum să ai confirmarea, da? Sunt calcule făcute, dar nu ai confirmarea pe respectivul, pentru că partidul nu este la putere să aibă, cum să zic eu, toate documentele în mână, da? Dar pe anumite calcule făcute, da, se presupune că se adună 1 miliard de euro pentru prima dată, că de 1 miliard de euro este vorba, da? Ca să se dea la un număr de, la fel, care se presupune că vor vota Partidul Poporului. Asta este calculul. Eu vă spun ce scrie în program. Pentru votanții Partidului Poporului. În Gorj cam câți membri de partidul aveți, domnule? Deci trebuie să ținem cont de acel punctaj care vi l-am spus. Da? Acele 5 puncte. Este sau nu pentru cei care votează Partidul Poporului? Nu se ține cont de vot. Nu se ține cont de vot. Nu. Dar de membri se ține. Nu. Păi ați spus că să fie, da, membru? Păi nu am spus, vă repet, care sunt punctele, da, respective. Haideți să îl salutăm și pe domnul, da, Eftimie Popescu, din partea Partidului România Mare, este candidatul PRM la primăria Bumbești-Jiu. Bună seara! Am vorbit înainte de venirea dumneavoastră de acei primari care au migrat de la un partid la altul și care riscă acum, înainte de alegeri, să-și piardă mandatele. De ce? Pentru că prefectura Gorj a cerut situații la absolut toate autoritățile locale din Gorj. Sunt obligați secretarii să trimită situațiile în 5 zile, dumnealor, conform legii 383/2004, în cazul în care pleacă în timpul mandatului de la formațiunea pe listele căreia au ajuns în funcții la un alt partid, își pierd de drept și mandatul de primar. Din punctul nostru de vedere, acei oameni
trebuia să-și fi dat demisia și din funcție, este întrebarea pe care am mai pus-o, sau pot rămâne în continuare liniștiți pe scaune? Da, dacă îmi permite să vă corectez cu politețea necesară, este vorba de legea 393 a aleșilor locali, care până la urmă prevede fără echivoc privind statutul aleșilor locali, că atâta timp cât li se retrage sprijinul politic, că consilierilor aleși, dar și primarilor în funcție, ei automat își pierd mandatul. Prefectul trebuie să emită un ordin în acest sens, secretarul la unității administrative teritoriale din care fac parte trebuie să întocmească un raport, iar dumnealor, bineînțeles, din punct de vedere legal, în secunda următoare ar trebui să părăsească acel post. Așa prevede legea și unde e legea nu-i tocmeală. Dincolo de asta, din punct de vedere moral, e nu mi se pare frumos, nu mi se pare sănătos, nici în folosul cetățeanului, ca atunci când un primar, și dăm un exemplu aleatoriu, a fost membru PDL și a ales pe listele și cu susținerea PDL-ului în funcție în mandatul 2008-2012, ce am făcut? Am schimbat pălăria, dar a rămas aceeași mărie. Adică a trecut la România Mare sau la USL sau unde credeți dumneavoastră sau unde a considerat el că este mai bine, mai călduț locul, să-și păstreze în continuare atât prerogativele de primar, chiar dacă mai e vorba doar de o lună, de două, până la alegerile din 10 iunie, în funcție de perioada la care ei au părăsit structura politică ce i-a propulsat, din punctul meu de vedere nu este nici moral și nici legal corect. Asta e concluzia mea și părerea mea. Nu este legal, nu este nici moral, dar iată, dumnealor au rămas în funcții, nu și-au dat demisia, niciunul dintre primarii care au plecat de la o formațiune la alta pentru alegerile locale nu și-a dat demisia din funcția. Există această înțelegere tacită în care nu se demarează așa cum ar trebui imediat de către instituția prefectului, pentru că fiecăruia în conceptul acestei înțelegeri îi vine rândul la un moment dat să aibă o asemenea libertate de mișcare fără a-i se pune opreliști. După opinia mea, și repet, este o mare greșeală, este o greșeală electorală dacă cetățenii localității respective consideră că le-a înșelat așteptările, pentru că opțiunea până la urmă a fost pe persoană și pe culoare politică la momentul în care l-au votat și l-au ales în funcție. Electoratul are dreptul, s-a curățit de toate promisiunile acelea efemere și ambalate în sticle de ulei, în pungi de zahăr, în pungi de mălai sau în două cozi de pește. Electoratul în România s-a maturizat, poate a avut această minim efect. Sunteți bun. Sigur că nu vom mai asista pe perioada campaniei electorale și la astfel de gesturi? Nu, dar gesturi... sper ca oamenii până la urmă să fi priceput că șansa și viața lor și suveranitatea lor, așa cum le-o dă, exercițiul democratic, se exprimă într-o singură secundă, o singură dată la 4 ani, în momentul în care pune ștampila. Ei atunci își dau prerogativele lor suverane de alegători unui reprezentant. Dacă acel reprezentant le-a înșelat așteptările și a schimbat haina galbenă cu haina roșie sau haina roșie cu orice altă culoare, din punctul meu de vedere, electoratul trebuie să-l sancționeze, iar dumneavoastră media aveți o datorie și un merit extraordinar pentru că reușiți să ridicați aceste perdele de fum pe care marea majoritate încearcă să le creeze în jurul lor, că vezi, Doamne, așa a considerat el că e mai bine, dacă observați discursurile aleșilor care și-au schimbat culoarea politică, în folosul cetățeanului. Să fim serioși. Este în folos propriu, este pentru a-și păstra privilegiile, pentru a-și păstra o anumită poziție, un anumit statut. Electoratul este suveran o secundă la 4 ani. Și sper să aleagă cu discernământ. Nu știu dacă opinia electoratului a putut fi testată, pentru că nu văd modalitatea sub care s-ar fi putut face acest lucru. Unde vreau să mai ajung? Sunt foarte multe schimbări în această perioadă. De când s-a schimbat guvernarea, bineînțeles că s-au schimbat și regulile jocului și urmează schimbări și la nivelul instituțiilor. Unele deja s-au făcut, altele se pregătesc.
s-au vehiculat în ultima perioadă schimbări și astăzi deja s-au confirmat la nivelul instituțiilor, la nivelul unităților din minerit și energie. Acolo urmează să fie nominalizate persoane din cadrul Alianței USL pentru viitorul complex energetic Oltenia, cel pentru care până acum aproximativ o lună erau vehiculate nume ale pedeliștilor. Domnule Neață, asistăm la schimbarea fiecărei guvernări și la schimbări de directorime. La complexurile energetice știm că s-au tot făcut astfel de schimbări și am văzut în urmă cu câteva luni un exemplu pe care o să vi-l și amintesc. Domnul Marius Vlaicu, președintele UNEPR, a primit pe tavă o funcție în cadrul complexului energetic Rovinari, o funcție creată special pentru dumnealui de către reprezentanții Partidului Democrat Liberal cu care dumnealui negocia, cu care UNEPR-ul la vremea respectivă era în discuții, formațiune pe care o și susțineau dumnealor la guvernare. Ei bine, fusese creată această funcție de director în urmă cu un an și jumătate. Abia după un an au aflat reporterii de la România TV. Vi se pare normal ca politicul să își impună persoane în unității ale statului, și despre orice unitate se poate vorbi aici, pentru că schimbări se fac la toate serviciile, la toate instituțiile din această țară, nu numai din județul nostru. Este normal să se facă această rocadă? Ce greu puneți întrebarea. Trebuia să fac și un background ca să afle și telespectatorul nostru cum au stat lucrurile în județul Mureș. Părerea personală a mea este următoarea. Este un vid legislativ sau poate mă exprim greșit. Poate legea este, dar eu am un principiu. Am înțeles că în Germania, de exemplu, da, atunci când se face, să zicem, un cartier nou de locuințe sau ceva, se iau în seamă potecile, da? Și pe poteca respectivă se face strada. O să ziceți, domnule, ăsta e puțin dus cu ce-l întreba eu, ce-mi răspunde el. Așa vreau să, legat de această chestie, vreau să vă spun următorul lucru. Guvernul ar trebui să înțeleagă că acest lucru sau până la acest nivel se întâmplă sau se duce decizia politică, da? Ei, să vină să o acopere cu legea, ca să nu mai fie pe sumasă. Pentru că toată lumea a făcut. Dumneavoastră ne spuneți acum că ar trebui să se facă o lege pentru a se da voie schimbărilor politice? Nu se dea voie. În instituțiile statului? Să se prevadă exact până la ce nivel se schimbă politic. Dar pentru vi se pare corect revin la la serviciile de concentrare. Revin la exemplu cu poteca. Da? Deci poteca există la noi. Se întâmplă de 22 de ani. S-a întâmplat cumva altfel de 22 de ani încoa? Nu s-a întâmplat, s-a întâmplat la fel. Guvernul care a venit și a pus până la portar, da? Așa a pus. Toată lumea, nu putem, deci nu acuzăm un guvern sau altul. Așa s-a întâmplat sau nu așa s-a întâmplat? Noi, în ultimii ani, asta s-a întâmplat. Din ultimii 22 de ani, așa s-a întâmplat. Nu știu, noi nu suntem chiar din totdeauna. Și în ultimii, dar și ultimii ani, și în ultimii ani până în 89, tot așa s-a întâmplat. Tot PCR-ul dicta pe cine conduce. Da? Asta că veți veni la guvernare, îți face la fel? Nu. Atunci când vom veni la guvernare, vom face lege și vom spune exact. Dom'le, să schimbă până la nivel de secretar de stat, să schimbă până la nivel de director. Dacă vedem că totuși nu se poate opri până unde, deci până unde se va și să fie acoperit de lege. Să nu mai... Deci știți cum? Da, știți cum vreau, știți cum vreau eu să fie? Vreau să fie de felul următor, da? Eu sunt manager de spital, da? Mă uit la televizor seara, văd că a căzut guvernul care m-a pus, dacă m-a pus guvernul, da? Îmi fac
bagajul în sertar și aștept pe următorul să-i dau în primire, să ne strângem mâna tovărășește sau domnește, da? Și atunci, la revedere. Dar dacă nu este clar și se întâmplă, se întâmplă. Da, dacă dumneavoastră ați început. Haideți să ne spună și domnul Popescu, pentru că nu mai avem foarte mult timp, dumneavoastră a ajuns și mai târziu. Deci atunci ați venit cu un exemplu punctual. Vă refereați la domnul Marius Vlaicu. Știți cum spun bătrânii în sat? S-a născut la zile mari. Așa i s-a dat lui ca să aibă postul asigurat indiferent de poziția pe care a schimbat-o. Dincolo de asta, dacă îmi permiteți, domnul doctor, în afară de asta, revenind la problemele serioase pe care, de fapt, dumneavoastră vreți să le abordați cu acest subiect. După opinia mea, un guvern nu poate să nu ar trebui să facă altceva decât să asigure pârghiile necesare unor profesioniști îndeconcentrate ca să ducă mai departe politica guvernamentală. Acolo politicul nu are ce căuta. Acolo trebuie pus profesioniști, pentru că implicarea politicului, începând de la inspectorul școlar general până la directorul de spital, a dovedit că actul de management, actul administrativ, cade în derizoriu, se respectă doar dispoziția și ordinul politic, indiferent de rezultatele pe care le va genera. Dincolo de asta, se uită, nu se vede pădurea din cauza copacilor. Uităm că interesul superior al oricărei guvernări este bunăstarea omului, a cetățeanului simplu, nu bunăstarea unei caste, a unui partid, a unui grup de interese. Trebuie, din punctul meu de vedere, profesioniștii să conducă, indiferent de ce guvern, și să respecte regula impusă de guvernul care vine. Dacă el nu se simte capabil și își face, cum spunea domnul doctor, bagajele și așteaptă să-l mute, înseamnă că nu achiesează la noua politică managerială pentru România la nivel național pe care o vrea să o impună viitorul guvern. Și atunci, foarte bine a spus, își face bagajele și pleacă. Vom vedea dacă se va schimba ceva pe viitor. Vom vedea și ce schimbări se vor face în viitorul apropiat, pentru că astăzi deja s-a dat startul. Domnul Marcel Hoară nu mai este direct președinte la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale. Este prima schimbare făcută în acest segment. Ni s-au anunțat și altele, însă nu mai avem timp pentru a dezvolta și acest subiect. Poate la o emisiune viitoare. Eu vă mulțumesc oricum pentru participarea în această seară. Ne vom revedea și cu siguranță și cu altă ocazie pe acest subiect, pentru că este foarte mult de discutat pe el. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la aceeași oră. Numai bine! Să rămânem!